Duminică fără fotbal, dar nu și fără emoții. Hipodromul din Ploiești ne-a prilejuit o palpitantă întâlnire cu cei mai buni trăpași din țară. Nouă ducii palfocoși au luat startul în tradiționalul derby de trap. Am încercat să ne ținem de ei cu cei 110 cai ai mașinii noastre, dar am rămas de căruță. Pe ultima sută de metri, calul cu numărul 4, Latin, condus de Mihăilescu Serafim, țâșnește impetuos și trece primul linia de sosire. Iată-l pe Latin, încununat cu laur. Pe hipodromul din Ploiești a avut loc deschiderea sezonului de trap. Cu toată vremea nefavorabilă, caii și conducătorii s-au comportat admirabil, dovedind o excelentă poftă de întrecere. Concurs internațional de călărie la București. Am filmat pentru dumneavoastră, poate și din solidaritate de breaslă, întrecerea pentru premiul Asociației Cineaștilor, prova de forță cu obstacole de circa 1,5 metri înălțime. După o cursă de 2600 de metri, cehoslovacul Martin Bor a urcat, dacă se poate spune așa, pe calul învingătorilor. A 50-a ediție a derbiului de trap a atras pe hipodromul din marginea Ploieștiului peste 8000 de spectatori. Și-au disputat supremația cei mai buni trăpași de 4 ani, favoriții probei fiind Gabarit, Senzația, Hoțoman și Odiseu. Respingând atacul Senzației, condusă de Mircea Ștefănescu, armăsarul Gabarit, condus de Gheorghe Vasile, s-a încoronat cu laurii celui de-al 50-lea derby.